Salut, eu sunt Mihai Lupu, medic dermatolog în București. În episodul ăsta de Skin Education o să distrug 14 din cele mai cunoscute mituri despre acnee. Rămâi cu mine până la final ca să afli și câteva bonus tips de ce poți să faci dacă ai acnee. Mitul numărul 1. Doar adolescenții fac acnee. Chiar dacă apare cel mai des la adolescenți, acneea poate să înceapă pentru prima oară la 20, la 30 sau chiar la 40 de ani. Care-i mesajul? Acneea poate să apară la orice vârstă. Al doilea mit. Acneea e provocată de murdărie, deci trebuie să-ți speli mai des fața. Curățarea feței e un pas esențial în tratamentul și prevenția acneei, dar tot ce-i mult strică și supracurățarea nu doar că nu o să-ți vindece acneea, ci o să-ți și usuce tenul, ceea ce o să facă pielea să-ți răspundă printr-o hipersecreție de sebum sau ulei. Spală-te deci pe față de 2 ori pe zi, dimineață și seara, cu un cleanser blând potrivit pentru tipul tău de ten. Din categoria greșeli pe care să le eviți dacă ai acnee, asta e poate cea mai importantă. Numărul 3. Acneea trece mai repede dacă îți freci tenul atunci când îl speli. Circulă prin multe locuri și în viața reală și pe internet ideea că pielea cu acnee trebuie frecată bine de tot atunci când este spălată. Evită, te rog, să faci asta, pentru că frecatul excesiv o să-ți irite în mod sigur pielea și o să ai un nou puseu de acnee. Ce variante ai la frecatul feței? Curăță-ți fața cu un gel de curățare blând, cum îți spuneam mai devreme, fără parfum, special conceput pentru pielea cu tendința acneică, adică ai putea să folosești acest gel de curățare. Pe lângă acidul salicilic, care îți deblochează porii, conține și niacinamide, care lucrează pentru pielea ta scăzând inflamația și luminând-o, dar conține și ceramide care refac bariera de protecție. Spală-ți fața cu mâinile și folosește apă călduță, apoi usuc-o prin tamponare cu un prosop curat, de preferință prosoape din hârtie de unică folosință. Mitul numărul 4. Stresul provoacă acnee. Și am spus-o și o să o mai spun de ori câte ori este nevoie, nu. Stresul în sine nu provoacă acnee, dar o întreține și o agravează. La vârsta adultă, de altfel, orice proces inflamator e susținut de stres prin pleiada de citochine și hormon de stres care se eliberează. Există multe studii care confirmă rolul stresului psihoemoțional în agravarea acneei. Așa că te rog, dacă ai predispoziție la acnee și ești și o persoană stresată, încearcă să găsești mecanisme de coping pentru factorii stresori. Mitul numărul 5. Dacă sparg un coș, îmi trece mai repede. Dacă ai acnee, e foarte important să nu-ți spargi coșurile. Când tu spargi un coș, îți traumatizezi pielea și împrăștii conținutul coșului ăluia în derm, în stratul ăla profund din piele. Așa agravezi și inflamația și înrăutățești problema, făcând acneea mult mai vizibilă decât era ea înainte. Spartul coșurilor e și cauza principală pentru cicatricile post-acneice, care sunt și inestetice și foarte greu de tratat. Dacă totuși ți-au apărut cicatrici și semne post-acneice, una din cele mai bune variante de tratament pentru acasă este un produs cu retinol. Cum e ăsta? Folosește-l seara pe toate semnele post-acneice și nu uita să aplici SPF minim 30 pe timpul zilei. Este foarte important să folosiți fotoprotecție dacă în rutina voastră există un produs cu retinoid, orice derivat de retinoid, retinol, retinaldehidă, tretinoin și așa mai departe. Mitul numărul 6. Dacă pui pastă de dinți pe un coș, îl usucă repede. Pasta de dinți și alte produse pe care le mai ai tu prin casă n-au fost gândite să fie aplicate pe față. Florul din pasta de dinți poate chiar să-ți agraveze acneea. Alternativă? Aplică un produs care conține acid salicilic, cum este ăsta. Îmbunătățește textura tenului per total și reface bariera de protecție a pielii, pentru că are ceramide și acid hialuronic. Din a treia zi de folosire a acestui produs, tenul tău o să fie vizibil mai luminos. Mitul numărul 7. Tratamentele de acnee nu funcționează pentru toată lumea. Află că în ziua de azi orice formă de acnee poate fi tratată cu succes.
Pentru formele ușoare și moderate funcționează tratamentele topice, cum ar fi astea, iar pentru formele severe există tratamente sistemice, cum ar fi Roacutan. Dacă te tratezi singur și încă nu vezi rezultate, cere-i ajutor dermatologului. De acolo începe drumul tău către o piele fără acne. Numărul 8. Porii se pot deschide. Din păcate, și asta e complet fals. Porii nu sunt conectați la niciun mușchi, așa că nu se pot închide și deschide. Uite, am scris și un articol despre asta și îți recomand și videoul ăsta despre pori. Găsești link-ul în descriere. Ce se întâmplă de fapt cu porii tăi este că aburul și apa caldă nu fac decât să fluidizeze uleiurile alea acumulate în pori, să mai desfacă din celulele alea compactate și odată ce s-au eliminat, porii par mai mici și mai curați. Atâta tot. Mitul numărul 9. Dacă ai acne, trebuie să-ți exfoliezi tenul des. Exfoliatul prea des, în loc să ajute cu acnea, o să-ți o agraveze, culme. Sfatul meu este să-ți exfoliezi tenul odată, maxim de 2 ori pe săptămână, dacă pielea ta rezistă. În rest, planurile de tratament echilibrate, cu o curățare blândă, cu restabilirea barierei de protecție a pielii folosind acid hialuronic, ceramide, derivați de colesterol, cu exfoliere, dar blândă și doar o dată de 2 ori pe săptămână, cu produse de spot treatment și cu un stil de viață sănătos sunt absolut tot de ce ai tu nevoie. Mitul numărul 10. Acnea apare doar la cei cu tenul gras. E cât se poate de fals. Acnea poate să apară pe orice tip de ten. Fiindcă predispoziția la acne e genetică, toate tipurile de ten pot să dezvolte puncte negre, puncte albe și coșuri cu cap alb. Așa că nu, acnea nu apare doar la cei care au tenul gras. Mitul numărul 11. Machiajul provoacă acnee. Discuția în cazul machiajului e ceva mai nuanțată, deci sper că sunteți pregătiți. Multe produse de machiaj conțin uleiuri sau ingrediente care pot să provoace erupții de acnee. Atâta timp cât tu o să le folosești, o să ai bineînțeles și acnee. Ce variante reale ai în cazul acesta? Ideal este să ai doar produse de machiaj și îngrijirea pielii și părului care au pe etichetă cuvintele non-comedogenic sau fără uleiuri. Folosind tipul ăsta de produse, ai cele mai mici șanse să faci un nou episod de acne. Există, bineînțeles, și excepții în care nici cu astfel de produse riscul nu este complet eliminat. Chiar și pentru produsele non-comedogenice, șeruitul cu alte persoane e unul din obiceiurile care agravează acnea. Nu, acnea nu e contagioasă așa cum ai poate mai auzit prin unele locuri, însă atunci când folosești la comun produse și pensule de machiaj, se produce un transfer de bacterii, uleiuri și celule moarte care ți astupă porii și ți agravează acnea. Alternativa? Păi, sigur, nu folosi machiajul, pensulele și bureței de machiaj la comun cu alte persoane. Încă ceva despre machiaj. Să știi că până și produsele alea non-comedogenice îți pot provoca erupții de acnee dacă nu le îndepărtezi înainte de culcare. Pur și simplu îți astupă porii. Pielea nu mai poate să respire prin straturile de fond de ten, pudră și orice ai mai aplicat acolo. Deci ce să faci? Păi demachiază-te întotdeauna înainte de culcare. Fără excepții. Numărul 12. Dacă mă bronzez, îmi dispare acnea. Chiar dacă tu te bronzezi, tot o să ai acnee. În plus, bronzul e doar o reacție de apărare a pielii care a fost rănită de radiațiile ultraviolete. Toate studiile în domeniu au ajuns la concluzia, foarte simplă de altfel, că expunerea pielii la soare sau la lumina solarelor provoacă în timp un cancer de piele. Așa că, sincer, nu mai încerca să tratezi acnea bronzându-te. Cere ajutorul unui dermatolog și o să ai o rutină specială pentru acnee pentru tine. Ne apropiem de final și ajungem la mitul cu numărul 13. Acnea trece singură la un moment dat, nu-i nevoie de niciun tratament. E adevărat că acnea apare cel mai des la adolescenți, dar să știi că poate să persiste și până la vârsta adultă fără probleme. Am pacienți de 30, de 40 și chiar de 50 de ani care au acnee. Mai ales la doamne, acnea apărută în adolescență se poate transforma într-o formă severă de acnee la femeia adultă. Care e mesajul?
acneea trece foarte rar singură, cere ajutorul dermatologului. Am ajuns și la ultimul mit pentru episodul de astăzi, și anume acela că acneea nu e o problemă atât de mare și ar trebui să te relaxezi, că sunt alte probleme mai grave. Află de la mine că acneea produce efecte negative fizice și psihologice mai mari decât îți poți imagina. Îți las un link în descriere unde o să afli despre impactul psihologic pe care îl are acneea. De la scăderea stimei de sine, depresie, anxietate, toate astea sunt posibile și chiar probabile la cei care suferă de acnee. Tratamentele corecte pot să prevină toate problemele astea, așa că cere ajutorul dermatologului. Am ajuns în sfârșit la partea de bonus tips. Hai să-ți spun ce poți să faci chiar azi ca să-ți fie mai bine, mai repede. Numărul 1. Dacă îți schimbi fețele de pernă și lenjeria de pat în fiecare săptămână, o să te ajute cu acneea. Da, este adevărat. După vreo 7 zile, fețele de pernă și lenjeria de pat sunt pline de celule descoamate și bacterii de pe piele. Frecarea feței de țesăturile astea impregnate poate să ducă la episoade de acutizare, adică să-ți apară noi coșuri. Schimbă deci măcar fețele de pernă în fiecare săptămână și o să-ți fie mai bine, mai repede. Numărul 2. Dacă tratezi acneea încă de la început, previi agravarea ei. Este complet adevărat. Tratamentele începute din timp, atunci când ai doar câteva coșuri, previn transformarea într-o formă mai severă cu nodule, dureroși și chisturi. Dacă începi să tratezi la timp, o să eviți și apariția petelor și cicatricilor postacneice. Ai deci toate motivele să te duci la o consultație, chiar dacă în momentul ăsta problema nu-i tocmai gravă. Numărul 3. Odată ce acnea a mai trecut, ai nevoie de o rutină de îngrijire specială. Iarăși, e complet adevărat. Dermatologul o să-ți spună când să întrerup tratamentul de acne. Ca să previi un episod nou, ai însă nevoie de un plan de întreținere pe care să-l urmezi sistematic în fiecare zi. Rutina asta este individuală, în funcție de tipul tău de ten, de forma de acnee de care tocmai ai scăpat sau de care urmează să scapi și de ce tratamente s-au făcut. Chiar n-are absolut niciun sens să-ți cumperi produsele pe care le-a primit una din prietenele tale de la dermatologul ei. Crede-mă, n-are absolut niciun sens. Tratamentele de acnee lucrează în timp și asta e numărul 4. Orice promisiune de vindecare peste noapte este doar o amăgeală. Poate-i dat, la un moment dat, peste vreo soluție minune care îți vindecă acneea peste noapte. Te rog să nu te amăgești singur. Adevărul e că, indiferent ce tratament de acnee faci, trebuie să aștepți vreo lună, două, ca să vezi primele rezultate. Dacă ai rămas până în momentul ăsta, te felicit pentru că acum ai mult mai multe șanse să-ți vindeci acneea. Acneea nu trece doar cu tratamente bune, e nevoie de răbdare, de perseverență și de un stil de viață sănătos. Oricum, azi ai mai făcut un pas în direcția bună și sunt absolut sigur că o să reușești. Spor!